Bun. Dragilor, este o săptămână tare puternică. În primul rând avem o eclipsă de soare în Berbec, care pentru Capricorn poate să însemne un moment destul de ciudat. Da? Discutăm despre o resetare din punct de vedere emoțional. Acum poate să fie vorba și despre un eveniment care apare neprevăzut în casă, în familie. E un eveniment mare, da? O adunare mare de oameni. Dar pentru alți Capricorn poate să însemne și un moment în care vă gândiți serios să vă căsătoriți. Acum aveți curajul. Alții, acum în sfârșit aveți curajul să vă eliberați dintr-o situație toxică, să dați startul unui proces, da, de vindecare, să dați startul unei perioade în care se schimbă ceva în casă, în suflet, în viața privată. Da? Unii poate vreți să vă cumpărați o casă, alții poate vă apucați de renovat prin casă. Pe de altă parte se pot relua niște discuții pe eclipsa aceasta, discuții care țin de niște